Vreau să mergem mai departe, pe lângă plopii fără soț, de exemplu. Pe lângă plopii fără soț, adesea am trecut, acum trec iar prin acel loc, iar ei s-au refăcut. Iașiul vrea să-i atragă pe turiști la Teiul lui Eminescu, așa că a decis să reabiliteze cel mai vechi parc public din Moldova, Parcul Copou. Proiectul a stârnit frică printre ieșeni. Vrem o oază de liniște, nu un parc în stil britanic, cu gazon întins și doar 2-3 copaci pe aici, pe acolo, spune o petiție pornită de Asociația Salvați Parcul Copou. Autoritățile au dus însă liniște, vor fi copaci peste tot, iar sistemele de iluminare și irigare vor fi modernizate și aleile vor fi extinse, iar mobilierul va fi în stil baroc. Stâlpii de iluminat vor fi ca cei făcuți de Școala de Arte și Meserii din Iași de la începutul secolului trecut. Iazul va fi și el reabilitat, se va păstra forma și adâncimea, podul existent va fi demontat, va răsări o nouă construcție din beton în formă de arc, adaptate și pentru persoane cu dizabilități. Ieșirii vor fi îndemnați să iasă mai mult din casă, la sport, vor fi create spații speciale pentru sport și relaxare. Parcul nu va fi singurul aflat sub mâinile meșterilor, ci și bulevardele principale din împrejurimi. Proiectul va pune la bătaie 5 milioane de euro. Spuneai de locurile pe care voiai să le vezi în România asta. Uite, poate fi și... Te rog. Poate fi și un parc istoric. Uite cât de superb arată proiectul. Îl văd asociat cu numele Eminescu, care iarăși este un brand de țară. Putem avea, cu siguranță, Eminescu a ieșit din țară atât cât a ieșit. Destul de puțin să recunoaștem. Însă, pentru publicul românesc, dacă vei crea un, vorbeam de Dracula Park, vei crea un Eminescu Park, va fi un câștig. Pentru turism, pentru comunitatea din Iași și, până la urmă, și pentru plăcerea noastră, celor care ne place să mergem, să ne relaxăm în diverse locuri. Sunt ieșeni care se plâng și spun că noi nu vrem gazon, noi vrem verdeață, noi vrem copaci. Păi și gazonul este tot verdeață și gazonul înseamnă spațiu verde și asta nu înseamnă... Și pătrunjelul și... e tot verdeață. Păi și e ceea ce nu e... Dar nu pune pătrunjel nimeni acolo. Da. Păi este vorba despre gazon și despre copaci. Ei vor copaci. Și vor avea și copaci, că ei nu vor dispărea din zonă. Faptul că faci o modernizare, faptul că arată mai bine acest parc, faptul că, ce am spus și mai devreme, când nu se face, plânge toată lumea, când se face, de ce se face așa? Nimeni n-a spus că structurile acestea superbe din parc vor fi dărâmate. Nu, ele vor fi reabilitate, se va conserva Teiul lui Eminescu, vor pune băncuțe, vor pune coșuri de gunoi, vor pune tot ceea ce se poate pune. Poate deveni totul un coș de gunoi în niciun în care... caz. De ce să devină totul un coș de gunoi? Pentru dacă... Dacă de ce? Ne că amintim... nu mai arată ca înainte? Păi hai să lăsăm pe toate să arate ca înainte, să fie frumos ca în trecut, nu? Cu băncile alea de ne intră lemnele în posterior, să ne împiedicăm de pietrele de pe jos, să nu le mai cârpim, să nu mai facem să arate bine, pentru că nu ne place stilul baroc nou, ne place stilul din anii 1940. Nu, hai să rămânem tot acolo. Păi de ce? De ce să ne mai spălăm, nu? În sensul ăsta, de ce să mai folosim gel de dușă fără euri, să folosim săpunul de casă. Nu, nu te pune nimeni, Mihaela, poți să folosești. Avansăm, da? Avansăm și hai să acceptăm asta. Nimeni nu o să distrugă nimic în Iași. Hai să mergem la Balș. O, îi dau voie, uite, lui Balș o să fie fericit că merg acum la el. Ia, ia spune-ne, Balș, tu așa dacă ai... Ți imaginezi că zona asta a Iașului va fi modernizată în stilul ăsta baroc, britanic. Te deranjează atât de tare pe tine, așa că nu mai vezi nimic din ceea ce era în trecut? Nu știu ce înseamnă metoda asta baroc britanică. Unul din parcurile mele preferate este cel din Kensington, Hyde Park, practic, din centrul Londrei, care este perfect puritan, adică cât vezi cu ochii iarbă, frumos tunsă, evident, oamenii vin cu păturele, cu ceașapuri, se așează, mănâncă, discută, râd și așa mai departe. E un mic lac acolo în mijloc, foarte cochet, cu niște lebede. Deci nu văd de ce trebuie împopoțonat cu tot felul de lucruri și bâzbâzuri. Da, nu, deci este suficient să apropo, vezi... peisagistul este englez. Îl va apropia de zona aia, că am arătat și noi cum ar trebui să arate. Deci este tot o zonă mare verde, cu
cu niște băncuțe și niște foarte copaci. Foarte bine, da. Deci, cum se spune, asta e preferința mea. Dacă altcineva vrea bănci din, nu știu, fier forjat și așa mai departe, să le pună. Dar eu cred că simplitatea este întotdeauna cea mai frumoasă.